Hai noroc, copilaș! Ia uitați-vă ce felicitare am primit-o de dimineață pe Facebook. Stai, nu numai eu am primit-o, e postare publică? Ok, oricum, felicitări! Copilăria înseamnă zâmbete, da? Veselie, joacă, inocență, copiii au nevoie de toată afecțiunea și atenția noastră, pentru că ei sunt viitorul. Așa cum îi educăm și avem grijă de ei, de copii, așa cum îi educăm pe copii și avem grijă de ei, așa va arăta și țara în care locuim. Să fim responsabili cu copiii Moldovei și să-i ocrotim în fiecare zi. La mulți ani plin de zâmbete, dragi copii. Hashtag 1 iunie. O frază mi-a atras atenția aici. Așa cum îi educăm și avem grijă de ei, așa va arăta țara în care locuim. Cred că domnul Plahotniuc a uitat de propriul lui exemplu, pentru că el își educă și are grijă de copii în Elveția. Și el, nu știu, el se referă la țara în care locuiesc copiii sau țara în care locuiește el. Așa cum educi copiii în Elveția, așa va arăta Elveția, sau așa cum educi copiii în Elveția, așa va arăta Moldova. Nu mi-e clar din acest mesaj și probabil foarte puțin din cei mulți care au comentat și au spus, vai ce frumos, nu s-au întrebat nici ei. Și uite că 4.000 de oameni au dat-o cu like-ul, câteva zeci au murit de râs, câțiva și-au exprimat chiar și dragostea pură. Nu, dar ce să-i faci, dacă e cazul. Mie mi-a tras atenția un detaliu. Ne uităm la gazon, ne uităm la chipuri, tot e frumos, drăgăstos, dar în spate fundalul e extraordinar de tare blurat. Am mai încercat să cropuiesc, să mai măresc eu poza asta, să mă uit de mai aproape, parcă nu-i chiar, știi, tare photoshopat, dar oricum, faptul că e tare blurat mă face pe mine să stau și să mă întreb, dar poate domnul Plahotniuc a vrut să ascundă și ieșea în spate. Dar ce era în spate? Eu din câte văd, pare fi o textură de casă. Asta parcă-i geam, asta parcă-i geam, asta parcă-i geam. Verdeață într-o parte, asta tot parcă-i un geam sau poate o ușă. Dar asta n-avea să-mi atragă atenție dacă eu n-aveam să-mi amintesc de un video pe care l-am văzut recent pe Instagram. Și vreau și voi să-l vedeți împreună cu mine. Ia câte la video. Video în care unul din protagoniști este fiul Timofei, al domnului Plahotniuc. Adesea dăm mai tare, Lec, că e nevoie și sunetul e nevoie. Опа! Вот и Тима приехал. Вот и Тима приехал. Аллаху Акбар. Ему нельзя в воду. Зыщи Тимофей. Опа! Хай сребедем он кодат. Че вем ной в спате? О каса. Пари асамана дистул детарик, че ешам вазут ной. Аич! Hai să ne gândim, da? După textură. Aici, bineînțeles că e altă temperatură la culori, de-aia că geamul, o ușă, verdeață în dreapta. Și aici, geamul, undeva de aici probabil erau fotografiați familia, și aici verdeața. Bun, amu, știind că fiul domnului Plahotniuc învață în Elveția și își desfășoară acolo activitatea academică, poate chiar și lucrează undeva și niște, mulți studenți în timp și își fac studiile, mai găsesc câte un job de ăsta part-time, poate McDonald's, poate ceva. Și știind de această casă, văzându-o în acest video, eu continuu să mă întreb, domnul Plahotniuc chiar a vrut să blureze, să ne arăte că tuflișoare scumpe sunt, studii în Elveția sunt, dar casă nu-i, ca și cum e ca așa suntem noi, modești și simpli, cum ne vedeți pe noi, amu? Și în plus la asta, în aceleași haine în care v-am felicitat încă în aprilie, că domnul Plahotniuc o mai făcut o felicitare în aceleași haine, bineînțeles că în aceeași componență de familie, dar el a făcut mai multe poze și a zis că, băi, lumea n-a să țină minte și n-a să vadă, știi? E că intrăm pe contul lui și ne uităm la poze, hai să ne uităm la fotos. Ia că asta este de pe timeline. Dă-ți vedem ce mai postat. Pam, 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 pam. Opa! O poză postat pe 16 aprilie. Cu ocazia Paștelui, Hristos a înviat, corect. Aha, ia câte o poză. Normal, frumușel, aceleași hăinuțe, dar nu știu ce pot face. Nu, dacă trebuie mai economicos podhadit, știi, la toate felicitările astea pe internet. Ce să-i faci? Așa că eu continui tot să mă întreb de ce a fost blurată această casă, poate totuși e super performant aparatul. Și continuu să mă întreb ce a avut în vedere domnul Plahotniuc când ne-a spus că așa cum îi educăm și avem grijă de copii, așa va arăta și țara în care locuim. La și țară s-a referit el. Eu, din păcate, nu pot să-mi dau seama, pentru că în mintea mea e foarte mult blur, așa de mult blur, că nici nu pot vedea unde e îngerul și unde e demonul. Poate mă ajutați voi în comentarii. Pupicei!